Hai, noroc și bine v-am regăsit la un nou episod, de data asta un episod așa mai scurt, să vă povestesc ce am pățit eu, că era să mor, adevărat era să mor. O să vă las și mai multe poze acolo ca să puteți să vedeți și voi când am fost la spital și când am chemat salvarea, gen pana mea, tensiunea mare, crescută. Băi, fraților, veneam într-o seară, eram, vă povestesc așa pe scurt, am fost afară, pana mea, n-aveam, deci chiar nu făcusem nimic a ziua aia, adică nu, n-am băut nimic, decât cola, atât. Stăteam în stație la RATB, așteptam RATB-ul, pana mea. Zic că vine și RATB-ul. Bă, și dintr-o dată, ce crezi, n-am mai văzut nimic și am căzut jos. M-am ridicat repede, m-am urcat în RATB, aveam de alea când nu mai pot să respir, gen îmi tremurau mâinile, îmi tremurau picioarele. Chestii de astea, înțelegeți? Am făcut un atac de panică. Am ajuns acasă, eu când am ajuns acasă, prima oară zic, bă, să beau repede un pahar de suc, că n-am, mersete și nu mai pot. Zic, poate fi și de la chestia asta, dar n-avea nicio logică, ai înțeles? Și am băut un pahar de Pepsi, bă, mă, frate, și când am băut paharul ăla de Pepsi, a început să-mi amorțească la ceafă, mâinile, picioarele. Deci, frate, am văzut moartea cu ochii atunci. Chiar nu vă amint cu absolut nimic. Nu e clickbait sau chestii de-astea să facă vizionări sau like-uri sau de-astea. O să vă arăt și pozele și dovezi. Adică nu vreau să... O să le pun în videoclip. O să le vedeți chiar acum. O să le vedeți. Și... zic la mama, sună repede la salvare. Pana mea. Mamă, frate, sună mama la salvare. Am stat o oră și ceva. Cred că să vină salvarea. Am venit salvarea, mi-a luat tensiunea, aveam 19 tensiunea, ceva genul, sau 17, 18, ceva genul. A, n-ai nimica, iau, mi-a dat un diazepan, da, un diazepan, mi-a dat jumate de diazepan, am adormit, m-am trezit iarăși, am orțeală, nu mai simțeam mâinile, picioarele, capul, urechile, nu simțeam absolut nimic. În fine, mi-au până dimineața, mi-au trecusele teoretic, practic nu mai aveam nimic. Dimineața m-am trezit și să plec la muncă. Când să plec la muncă, în fața scării, bam, direct jos, am căzut. M-am întors înapoi acasă, i-am dat mesajul colegul meu că nu mai vin la muncă și etc. După aia, ce zic, mă duc până la doctor. Doctora mi-a dat o trimitere la cardiolog. M-am dus la cardiolog. Dom'le, n-ai nimic, că ai avut un atac de panică, bă, n-am. Bă, frate, mi-a dat niște medicamente, ele am, na, vreo 3 săptămâni, parcă, ceva genul, să le țin, sau... O lună. Nu, o lună de zile, da. Și le-am luat, le-am alea, mi-am revenit, într-adevăr. Dar ideea e felul următor. Am fost la municipal, am stat de la ora 10 dimineața, până la ora 7 seara. Și aia, gen, îmi spunea una că n-ai nimic, că ești nebun, tu ești nebun. Doamnă, dacă eu cad jos din picioare, eu sunt nebun, am amețeli, nu mai pot să merg, tu ești nebun. Și bine, îmi zicea că nu mai vorbi cu mine cu tu, că nu suntem de aceeași vârstă. Și era una, gen, avea 25-26 de ani, ceva genul, da? Și am început să o înjur, că deja m-a enervat și am zis, auzi, făi, nebunul, dacă ești la spital, care e problema? Ce crezi că ești mai așa? Ești de seamă cu mine, n-are nicio importanță lucrul ăsta. Cum vrei să-ți pup și mânuțele? După ce că gen mai mi-a spart și vena din greșeală, că nu au nimerit bine, știi? Mamă, și aveam câta mâna umflată, zic, ia uitați-vă, în loc să mă fac bine, mă omoară ăștia, știi? Asta e oricum, dar aveți grijă, nu beți în exces cola, nu mâncați ciocolată, cafele, Bank Tech 5-6 cafele, cred că și asta mi-a dăunat foarte tare. Și cola aveam, cred că 2 litri pe zi, nu, mănâncă ca 2 litri la muncă, și ce mai ageam acasă, mai băgam și pe acasă 1 litru jumate, 2, erau vreo 4 litri pe zi care le beam și plus încă 5-6-7 cafele care le beam. Și de atunci m-am lăsat și de cafea și de cola, ciocolată nu prea mâncam, dar mănânc. Acum din când în când mai mănânc ciocolată. Înțelegi? Și în momentul de față mă simt mai bine, de ce să vorbesc ca eu era. Dar nu așa, mai am momente când mi se face rău, așa simt amețel de astea, chestii de astea, înțelegeți? Dar, na, așa e viața, ce vrei, toți suntem, până la urmă toți ne ducem acolo în aceeași groapă. Cam atât cu video-ul ăsta și sper să vă placă, să apăsați și voi butonul de like și subscribe dacă sunteți noi. Și v-aș ruga frumos să vă las și în descriere canalul secundar, să vă abonați și acolo, ca să, în caz că ne mai dă ăștia un strike, să putem să continuăm live-urile acolo. Vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată, vă pup și o zi frumoasă vă doresc și ne vedem diseară. Salut!